Accidentul s-a produs în jurul prânzului, când șoferul mașinii care circula pe strada Independenței nu a oprit la indicatorul stop și a izbit în plin un alt autoturism care circula regulamentar pe strada Traian. În urma impactului, una dintre mașini a lovit zidul unui imobil, iar cei care circulau pe trotuar au tras o sperietură groaznică. Mașina respectivă n-a acordat prioritate mașinii aceeași. Era să dea peste mine și peste copil. Ai pe trotuar? Da. Și am fugit încolo, în sus. Nu mai, pe asta, nici pe trotuar nu mai e siguranță. Nu urmea să ducă să-și ia fetele de la școală, eu să-mi iau rețeta de la circă. Și să trecem în coacea, dădu mașina aia de acolo, venea așa în coacea asta, de unde o fi venit, că nu văzui, nu băgai de seamă. Și eu îmi zis să nu urmea, ia-o fuga, dă-te încolo fuga, dă-te. Că dacă nu ne dădeam încolo așa, în mine și în urmea și în fată dădea. Pe trotuar. Trotuar. Da, pe trotuar. Proprietarul casei care a fost lovită de mașină cere sprijin autorităților să ia măsuri pentru a limita numărul accidentelor rutiere care se produc în zonă. Și aia e na oară când se întâmplă aici. Și apropo, dacă tot mă adresez opiniei publice mehedințene, câte secole mai trebuie să treacă să pună niște cocoașe aici, domn? Aici se întâmplă în mod frecvent accidente. Întrebarea mea către primărie, către domnul primar, domne, ce ați făcut? Ce măsuri ați luat ca să preîntâmpinați aceste evenimente? Eu înțeleg că e stop acolo, e stop și aici. Dar din moment ce se întâmplă cu o anumită frecvență astfel de evenimente, nu e normal să luăm măsuri? Suntem chiar în Africa aici sau în Europa? Unde trăim? Faceți casa de câte ori este... Da, uitați-vă, vă rog să arătați și casa. E al patrulea, cred, eveniment care se întâmplă aici. La fața locului au ajuns două echipaje de pompieri care au acordat primul ajutor victimelor din mașina care circula regulamentar. Ulterior, acestea au fost preluate de ambulanțe și transportate la spitalul din Drobeta Turnu Severin. Eram pe scaunul de la stomatologie și mașina cu numere de Bulgaria aproape că intră pe cineva, ieșea din incinta cabinetului stomatologic și fata când se iese, atunci mașina... Am acordat primul ajutor răniților, care au fost două victime. Ajuns la fața locului, am constatat că în urma accidentului au ajutat două victime. Le-a fost acordat primul ajutor de către echipajul după descarcerare până la sosirea ambulanțelor, iar echipajul de lucru cu apă și spumă a acordat primele măsuri pe SII prin deconectarea bornelor și luarea unei linii de furtună pentru a preîntâmpina apariția unui incendiu. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul. Pe strada Traian din municipiul Drobeta Turnu Severin, la intersecția cu strada Independenței, s-a produs un accident rutier soldat cu vătămare corporală a două persoane. În urma cercetărilor la fața locului s-a stabilit faptul că șoferul autoturismului marca Ford circula pe strada Independenței, iar la intersecția cu strada Traian nu a respectat semnificația indicatorului rutier oprire, nu a acordat prioritate de trecere și a intrat în coliziune cu autoturismul marca Volkswagen. În acest caz s-a întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.